Așa cum ați fost astăzi anunțați de către membrii Consiliului Marii Adunări Naționale, mâine dimineață, la solicitarea dumneavoastră, că de aici a venit această solicitare, la orele 8 vom fi la reședința de stat, pentru a-l trezi pe acea zisul președinte Timofte. Că el a dormit, el a încurcat, el, ca ursul bun, a încurcat anotimpurile. El crede că acum e iarnă de iernat, de hibernat. Deci trebuie să-l trezim din această hibernare și să-i spunem foarte clar. Să înceapă procedura de destituire a instituțiilor captive ale statului de care el este competent și după aia să-și dea și el demisia, pentru că nu merită să aibă titulatura de șef al statului, de garant al Constituției, de reprezentant al cetățenilor Republicii Moldova.